Un agricultor din județul Constanța se laudă cu prima recoltă de tomate de anul acesta. Roșiile Sherry sunt produse în serie hidroponice și au ajuns deja în câteva supermarketuri. În mai puțin de două săptămâni vom avea pe tarabe și primele tomate din soiuri autohtone, care vin din Buzău și vor costa aproape 40 de lei kilogramul. Așa arată o roșie ajunsă la maturitate. Noi o să o rupem acum. O să fac și un mic test, să o tăiem, să... vedeți cam cum arată. Primele roșii românești sunt produse în serele hidroponice ale familiei Ianțoc, unde plantele cresc pe un substrat artificial 100% bio, din coj de nucă de cocos. Tehnologia modernă ajută tomatele plantate iarna să se dezvolte rapid și, în același timp, să-și păstreze calitățile. Foarte gustoasă, foarte proaspătă. Este foarte important că noi ducem roșia... un max în 2-3 zile ajunge pe rafturile supermarketurilor. Tomatele tip Sherry pleacă din fermă în caserole de 250 de grame și de jumătate de kilogram, iar prețul de producător variază în funcție de greutate și de soi. La raft se pune și adaosul comercial, astfel că ajung să fie mai scumpe în magazine. Avem la 250 de grame roșiile Sherry sunt cu 11 lei, cele cocktail la 500 de grame 14 lei și... roșia prunișoară momentan nu a ieșit, dar în jur de 8-9 lei la 500 de grame. Ne mutăm în județul Buzău, unde Mircea Tatu produce tomate plantate în sol pe mai bine de 4.000 de metri pătrați în solarii încălzite. Fermierul buzoian anunță că roșiile sale vor ajunge pe tarabe după jumătatea lunii martie, la prețul de 37 de lei kilogramul. Acestea sunt primele roșii pe care le vom mânca anul acesta. Sunt roșii, noi ne-am păstrat un soi vechi, care sunt foarte gustoase. Producătorul spune că prețul piperat reflectă cheltuielile mari cu încălzirea și lucrările agricole, toate realizate prin metode naturale. În primul rând, încălzirea e cea mai scumpă, pe urmă vine foarte multe costuri de îngrijire, de aerisire. Suntem în iarnă, nu avem lumină suficientă, aer, trebuie să le aerisim, nu putem de cele mai multe ori să aerisim cum trebuie. Pentru că trebuie să menținem și o temperatură în solar. În solariile lui Mircea Tatu, bondarii fac polenizare cât e lumina afară. Fermierul spune că nu folosește produse chimice și lasă toată treaba pe seama harnicelor insecte. Cei mai buni bucătari s-au luptat să ajungă într-unul dintre restaurantele cu stele Michelin. 5 tineri au fost supuși unor probe de foc și au gătit pentru șefi renumiți. Au fost evaluați riguros de bucătarii francezi. Mare forfotă în bucătăria Institutului Culinar Disciple Escoffier, unde cursanții au susținut proba de foc, examenul practic, în fața unor bucătari cu renume, pentru care au avut de gătit preparate fine cu specific franțuzesc. Am o ruladă cu fazan, foie gras, varză și morcov în interior. Și coverta care este făcută la cuptor. Este o delicatese franțuzească și cu paste cu fromaj. Deci asta este, bineînțeles, un sos roșu la fazan și vă urăm bon degustation. Alexandru a descoperit pasiunea pentru gătit în urmă cu 15 ani, iar de atunci a colindat lumea în lung și în lat, încercând să învețe câte puțin din bucătăriile internaționale. Acum tânărul vrea să-și ducă pasiunea la rang de artă, astfel că se pregătește să plece din țară, să lucreze într-unul dintre restaurantele conduse de Martin Berasategui, recunoscut pentru cele 12 stele Michelin acumulate în cele 5 restaurante ale sale. Viața de bucătar implică să înveți. Deci noi o viață întreagă cât o trăim și o petrecem în bucătărie, totdeauna vom avea de învățat. Fiecare furăm de la colegul de lângă și în timpul examenului ne uităm, vedem cum face celălalt, poate a avut o idee mai reușită, modificăm și noi. Și fiecare își dă gustul după gustul personal. Unul mănâncă mai sărat, altul mai dulce, depinde de preferințele lor. Eu personal am încercat să fac în stil Wellington, rotundă, cu carnea împreună cu foie grasul pusă în centru și din punctul meu de vedere a ieșit bine. Acum vom vedea și ce zic bucătarii cu stele. După o pregătire de peste 4 luni, 5 cursanți au dus bătălia gustului și au descoperit care sunt cele mai importante ingrediente de care are nevoie un viitor șef. Organizarea este sigur una din cele mai importante, punctualitate, spiritul de comunicare și munca în echipă și
gustul din farfurie. Absolut, absolut, absolut și gustul. Examenul este sub tutela inspectorului ministrului francez, care ei vin special să asiste la acest juriu și după aceea acești elevi pleacă între 3 luni și 6 luni, cei care sunt selecționați, să facă practica la Martin Berasategui, care are în 5 restaurante 12 stele Michelin. Deci pregătim la crem de la crem bucătarii pentru, numai mâine de azi, pentru gastronomia românească. Institutul Culinar Escoffier a semnat un acord protocol de colaborare cu Colegiul Tehnic Mihai Bravu, astfel încât tinerii au șansa să urmeze studii superioare în domeniul gastronomiei. Ca să putem să avem și noi într-o zi performanța stelelor Michelin. Ne dorim ca copiii de la unitățile noastre de învățământ din sectorul 3, de la școlile profesionale, să învețe cât mai multe de la maestrii și de la bucătarii Escoffier și este un început. Ne dorim ca toți copiii să ajungă foarte buni, noi le spunem, meseriași în gastronomie. 5 ore au avut la dispoziție să gătească cursanții, însă nu doar gustul a contat, ci și discursul, disciplina și curățenia de la bancul de lucru, iar în final au ieșit victorioși toți, asta spre surprinderea șefilor. A apărut zambila neagră și n-a fost colorată artificial, ci crescută în seră de un producător buzoian. Floarea aparte are un parfum special, mult mai puternic, dacă vreți să știți. Ar trebui o atenție specială, măcar câteva minute acordate fiecare plante pe zi, pentru a fi o plantă cât mai sănătoasă. În serele unuia dintre cei mai cunoscuți producători de flori din Buzău se pregătesc ghivece parfumate. Aici putem să creăm un contrast între albul de aici, da? Și cu Midnight Sky. Soții Diaconu au început cu o seră de 600 de metri pătrați, în curtea locuinței de unde vindeau 30.000 de plante pe an. Afacerea a crescut, iar anul acesta au pregătit o zambilă indigo, cu un parfum aparte. Noutatea acestui sezon este Midnight Blue, o plantă care, cum îi spune, practic îi se zice zambila neagră, dar clar, vedeți, ca și trandafirul are o culoare indigo. Spre diferență de roz, are un miros mult mai intens, un parfum mult mai intens și puternic. Pe lângă zambilă, disponibilă în 5 culori, în seră cresc narcise albe și galbene și panseluțe colorate. În acest sezon, florile au un preț puțin mai ridicat, tocmai pentru că sunt mai mari și costurile cu încălzirea. Cele mai importante costuri sunt cele pe încălzire, după aceea vin în manoperă și materialele din ce le folosim la produsul finit. Cea mai scumpă este zambila de culoare indigo, 15 lei bucata și 12 lei pentru vânzările angro. Programul Nou Acasă a devenit funcțional, dar nu toată lumea se poate bucura de el. Programul nu vine și în ajutorul tinerilor familii din marile orașe. Plafonul de creditare de 70.000 de euro este prea mic pentru prețurile locuințelor din Cluj sau din București, de pildă. În aceste condiții, oamenii sunt nevoiți să cumpere ori garsoniere, ori să se mute în afara orașului, unde e mai ieftin. Programul Nou Acasă a devenit operațional după ce Ministerul de Finanțe a aprobat fondul de garantare în valoare de 1 miliard de lei. 16 bănci vor oferi credite care ar trebui să vină în sprijinul tinerilor. Cei care trăiesc însă în marile orașe, precum Cluj sau București, cu greu vor reuși să se încadreze în limita 70.000 de euro cu un avans de 5%. Ce crezi că se poate cumpăra de 70.000 de euro? Cred că o garsonieră foarte micuță. Cred că s-ar fi răspunsul. Da, e foarte scump Clujul. Cred că o cutie de chibrituri la momentul ăsta îți cumperi în Cluj cu 70.000 de euro. Mai ieftin ar fi să te muți la Madrid sau la New York, cred că, dar na, asta e și costă de filă. Specialiștii spun că este imposibil pentru clujenii să găsească o locuință care să aibă mai mult de 30 de metri pătrați cu un asemenea buget. Practic, garsonierele de 28 de metri pătrați, confort 1 ar putea să fie o variantă, asta ținând cont de o medie de preț de 2500 de euro pe metru pătrat. Am cunoștințe care au dat și mai mult de atât și nici măcar nu era în Cluj, era în Florești. Cei care nu vor să-și cumpere o garsonieră în rate se pot îndrepta spre locuințele aflate în zona metropolitană a Clujului. Diferențele de preț nu sunt uriașe, dar se găsesc variante mai ieftine. Acesta e un apartament cu două camere, suprafață utilă relativ mică, 40 de metri pătrați, în Chinteni, la 10 km, 12 km de Cluj-Napoca.
Programul este însă mai flexibil în cazul celor care pot pune pe masă un avans ceva mai consistent. Pentru condițiile de avans de 15%, suma maximă este de 140.000 de euro și aici putem discuta de apartamente cu o cameră mai mare, de tip studio, sau apartamente cu două camere, chiar trei camere în unele zone din oraș, însă aici avansul este de 15%. Chiar și așa, tot mai puțini sunt tinerii care aleg sau își permit să își achiziționeze astfel o locuință. Ai gândit vreodată să îți cumperi o locuință? Da, m-am gândit și nu cred că o să se poată. Cel puțin până nu am 35 de ani, 40 și nu cred că o să pot. Sunt foarte scumpe. Da, foarte scumpe. Mult prea scumpe. Programul cu avansul minim este util în cazul românilor care locuiesc în orașe mici. La satul mare, tinerii îl privesc ca pe o gură de aer. Poți încadra în buget în cei 70.000 de euro? Acum, în funcție de cum își dorește fiecare, poți să cauți un apartament sau o casă, se poate, se găsește singur. Principalele cam încadrăm, de la garsonieră, apartamente cu o cameră, cu două și cu trei, cam găsim, încă găsim. Potrivit programului, în ediția din acest an, onorariile notariale pentru autentificarea contractelor de vânzare-cumpărare sunt reduse cu 30%. Un paradox al prețurilor are efecte asupra sănătății românilor. Este criză de medicamente, iar farmaciștii spun că acestea sunt vândute în alte țări pentru că la noi prețul este mic. Doar că pacienții disperați să găsească măcar câteva pastile pentru un tratament de care au urgentă nevoie, colindă toate farmaciile. Și când aduce? Vă zic, e o problemă. Momentan nu prea se găsește. Vă las un număr de telefon și mai sunați. Nu se găsesc și nu știți cam când. Așa arată realitatea dură din farmacii. Lipsa medicamentelor a ajuns o normalitate pentru mulți dintre pacienții care au nevoie vitală de medicamente. Da, exact. De care am nevoie acum, nu-l găsesc și încerc și aici. Da. Și nu știu unde să mă descurc. Această doamnă a mers deja la 4 farmacii și nu a găsit tratamentul necesar pentru soțul său. Este un pacient cu probleme, două infarcturi, un stent montat, sondă urinară și destul de urât. Nici a cincea încercare nu a fost reușită. Nici aici, nu. Asta e situația. Farmaciștii se simt legați de mâini și de picioare. Penuria are mai multe cauze, între care prețul. Avem cel mai mic preț din Europa. La comenzi foarte mari, cum sunt antibioticele, este o cerere la nivel european foarte mare, nu vorbim numai de România. Și vor prima, într-adevăr, țările care au preț mai bun și vor oferi mai mult acolo. Și a doua problemă cu acest preț mic, ele devin foarte atractive pentru exportul paralel. Sunt toate țările din Europa care îl cumpără de la noi, deoarece aici este cel mai mic preț. Rațiunile economice au efecte asupra sănătății. Datele arată că sunt peste 100.000 de români care au nevoie de medicamente pe care nu le găsesc pe piață. Pentru unii dintre cei cu boli grave, timpul de așteptare a ajuns la 900 de zile. Pentru unele persoane este vital acel medicament și ar trebui să fie undeva, nu să nu fie. Nu, cu atâtea farmacii nu se poate să nu găsești un medicament care îți trebuie urgent. În condițiile în care România este țara europeană cu cea mai mare mortalitate care poate fi evitată, din farmacii lipsesc inclusiv medicamente ieftine. Comisia Europeană a întocmit o listă de 200 de medicamente critice care nu ar trebui să lipsească din niciun stat al Uniunii Europene. Această listă a medicamentelor critice în sensul care pot ridica potențial probleme, să aibă o serie de, sau să beneficieze de o serie de măsuri care să ne garanteze, să zicem, disponibilitatea acestora în piață. Nu e vorba tot timpul de medicamente scumpe sau noi. Poate ai zice dimpotrivă, pentru că majoritatea medicamentelor din această listă sunt chiar medicamente, să zicem, clasice. O hotărâre de guvern pentru includerea pe lista medicamentelor compensate și gratuite a 28 de tratamente noi și care ar fi trebuit să intre în vigoare la începutul acestui an, așteaptă încă din luna noiembrie. Obiceiurile unor turiști la hotelurile all-inclusive sunt taxate aspru la Oradea. Cine înlocuiește farfuria cu platouri burdușite cu mâncare și lasă resturi la masă, trebuie să plătească dublu. Și ar fi soluția găsită de un patron de restaurant de acolo în combaterea risipei alimentare.
Avem ardelenească de porc, avem rădăuțeană, avem ciorbă de legume, mâine vor fi cu totul și cu totul altele. Avem trei feluri de main course, trei garnituri, trei salate zilnic pe care le rotim. Cu astfel de bucate sunt îmbiați la prânz clienții care ajung în acest restaurant din Oradea. Pentru că pot mânca oricât la prețul de 30 de lei, oamenii au tendința să-și umple farfuriile cu toate preparatele. Persoane care au venit și au pus o ciorbă și au pus încă o ciorbă și după aia au pus încă 4 pulpe la felul 2 și bineînțeles la final și-au dat seama că nu pot să mănânce toată cantitatea care au avut-o. Așa că proprietarul a luat o măsură drastică. Să dublăm meniul dacă lasă în farfurie, în a combate risipa alimentară. Studiile arată că peste 70% din restaurantele din România se confruntă cu risipa alimentară. Fructele, legumele și carnea ajung cel mai des la gunoi. De când au auzit că vor plăti mai mult, clienții au devenit mai cumpătați. Acest concept am văzut și în străinătate, de obicei plăteai înainte, plăteai în plus dacă rămânea în farfurie. Românul în primă fază își umple farfuria înainte de a termina de mâncat primul fel. Mi s-a întâmplat ca la început să punem în farfurie cantitate mare, dar acum am auzit că vor intra și la penalități cu dacă depășim cantitatea, deci ne punem așa câte puțin, mâncăm și după aia rămângem și iară ne punem. În România, 6.000 de tone de alimente ajung în fiecare zi la coșul de gunoi. Asta înseamnă aproximativ 12 milioane de porții risipite. În alte țări se aplică amenzi pentru gurmanzii care nu mănâncă tot din farfurie. România produce cea mai curată mâncare din Uniunea Europeană. Este concluzia celui mai recent raport al Organizației pentru Alimentația Națiunilor Unite. Doar că este insuficientă, așa că am devenit dependenți de importuri cu riscul de a ne îmbolnăvi. Legumele și fructele din alte state au fost tratate chiar și cu de 17 ori mai multe substanțe decât cele autohtone. Această doamnă vine zilnic la piață cu verdețuri românești. Salata, ridichiile sau ceapa verde le cultivă în solariile din adunații copăceni și spune că nu folosește pesticide sau alte chimicale pentru creșterea plantelor. Suntem țărani de aia. Nu avem ce să le punem. Bălegar. Bălegar de oaie, tratat, terenul, foarte, foarte bune. În solarile? Da, în solar se cultivă. Toate sunt în solar. Oaia tratată e foarte groasă, la foaie urâtă. Mănânci, zici că e hârtie creponată. Și asta românească? E frumoasă, bună, gustoasă, are gust, e calitativă, ia uite-o. Ce drag să o privești cu ochiul. Producția nu este însă suficientă pentru consum și de aceea importăm masiv din țări precum Olanda, Spania, Grecia sau Italia. Legumele și fructele din astfel de state au fost tratate chiar și cu de 17 ori mai multe substanțe decât cele românești, arată datele de la Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite. În lipsa unor produse autohtone, suntem tentați să le alegem pe cele din import, dar uneori asta ne poate costa sănătatea. Statisticile oficiale arată că Olanda este cel mai mare utilizator de pesticide din Uniunea Europeană, cu aproximativ 11 kg pe hectar. În top urmează Cipru, Malta, Irlanda și Belgia. Acum România are 4.000 de hectare de solarii pentru producția de legume. Suprafața ar trebui să crească de 8 ori pentru a satisface consumul intern. În perioada octombrie-aprilie avem peste 90% legume și fructe din import, iar în perioada aprilie-octombrie, când apar produsele noastre, și în acest timp există produse de import. Dacă duce din altă țară, cum e alea? Că le culege mai necoapte și ajunge aici coapte. De stropit pentru musculiță, da, se stropește, dar nu ca să punem altceva, pesticide, că mâncăm și noi, în primul rând. Uite roșii, n-am făcut suc din roșiile noastre, nu consumăm și noi. Care ar fi, cum să zicem, de import, sunt una și una, mai mari, mai frumoase, mai lucioase, mai aspectoase, dar nu sunt atât de sănătoase. Țelină, eu cred că se vede cum ar veni, că este și românească și nu este nici tratată, nici așa cum e ea. De fapt, fructele și legumele cu aspect perfect pot ascunde cel mai mare număr de chimicale. Am o roșie din afară, cred că are o lună jumate, casoletă luată de la supermarket. Nu s-a stricat, nu, nici înăuntru nu e coaptă și o țin așa să vedem cam cât ar ține. Problema este cu substanțele care sunt folosite împotriva dăunătorilor, deci practic ele sunt în fond niște otrăvuri. Primul plan afectat este cel al sistemului nervos și al creierului,
prin semne destul de puțin ușor de identificat. Consumul pe termen mult mai îndelungat poate să fie legat și de apariția unor cancere. În prezent există peste 1000 de pesticide care sunt folosite în întreaga lume pentru a crește producția de alimente. Spectacol pe pârtiile din Păltiniș. Iubitorii sporturilor de iarnă și-au demonstrat maestria pe schiuri sau pe placă într-o competiție inedită. Au alunecat pe zăpadă, dar și pe apă. Chiar dacă mercurul din termometre arăta doar 2 grade Celsius, iubitorii sporturilor de iarnă au încins atmosfera pe pârtiile din Păltiniș. Cei mai curajoși schiori și snowboarderi s-au întrecut pe zăpadă, dar și pe apă. La baza pârtiei a fost amenajat un bazin pe care concurenții au încercat să-l traverseze cu schiurile sau cu placa. Concursul inspirat din competițiile organizate pe pârtiile din Austria a fost și o probă de rezistență împotriva frigului. Este un sentiment frumos, ne întâlnim cu prietenii în fiecare an când se poate. Am mai participat, atmosfera bună, good vibe. Nu mai e frică de un pic de apă rece? Nu deloc. Nu e rece, au fost și mai reci. Sunt ape mai reci. Un pic pregătit și pentru asta, sigur. Da, ne bucurăm să ne aflăm aici. Tu ai venit direct în pantalon scurt, pregătit da, de baie. Pregătit de baie, păi vreme caldă, aproape se putea și mai bine un pic, dar ne mulțumim cu strandul. Fain, extraordinar! Ca întotdeauna. Ați venit un pic așa mai în forță. Mai cum am reușit să trec mai bine? Am început pe snowboard, să continui pe apă. Rece? Da, foarte. Foarte rece, dar suportabilă. Mă vedeți așa, cred că mai stau un pic așa. Publicul a fost încântat de spectacolul oferit de concurenții curajoși. Am venit la Timișoara special pentru concurs. Super tare, ne distrăm. La ski avem undeva la 12 concurenți, iar la snowboard avem aproape 25 de concurenți. Bazinul are 15 metri lungime, 15-16 metri lungime, iar temperatura apei este undeva la 5 grade, cam pe acolo. Azi noapte a fost rece și s-a răcit bine. De dimineață chiar a fost o poșghiță de gheață. La final, concurenții au coborât pe pârtie cu tot felul de ambarcațiuni ciudate. Competiția a devenit o tradiție pe pârtiile din Păltiniș și marchează sfârșitul acestui sezon. Patronii care aveau afaceri în blocurile cu bulină nu mai trebuie să tragă obloanele. Parlamentarii au schimbat legea și acum se aplică doar în spațiile de peste 200 de metri pătrați. În București sunt 400 de blocuri cu bulină. Cu alte cuvinte, clădiri care nu vor rezista la un cutremur mai puternic. Majoritatea sunt în centrul capitalei. Mii de vizitatori străbat zilnic Calea Victoriei, de la turiștii străini care vor să admire Bucureștiul până la românii care vor să savureze o cafea sau o înghețată. Pe cât de boemă este plimbarea aici, pe atât de riscantă. Calea Victoriei este presărată cu clădiri cu bulină. Acum știți cum e, Calea Victoriei are o legendă așa și... Da, nu e în regulă, dar nici nu putem să ne plimbăm noi prin parcuri și păduri, să nu cadă nimic pe noi. Nu toți cei care trec pe aici o fac cu inima împăcată. Sunt foarte vechi și cade cimentul din ele, nu sunt consolidate de ani de zile, sunt vai de mama lor. Deci chiar ți-e frică când treci pe lângă o vitrină, îți cade în cap marginea de la perete. Străinii admiră priveliștea și clădirile încărcate de istorie, dar în același timp se bucură că nu locuiesc aici. I don't understand why the people here don't worry, because I, you know, I'm just visit. But people who live here, I don't think I live here because the building. I think you have to take a risk in life and earthquakes don't come every day. La finalul anului trecut, cei care aveau afaceri în clădirile cu bulină erau înștiințați de către primărie că trebuie să se mute. Patronii s-au revoltat, așa că parlamentarii au schimbat legea la începutul anului. Activitatea este interzisă doar în spațiile comerciale cu o suprafață de 200 de metri pătrați. Un vot de început de an electoral pe care l-au organizat parlamentul nostru. S-au scandalizat oamenii care aveau business-uri acolo. Oarecum pe bună dreptate, nu pentru că principial n-ar fi fost de acord, dar felul în care a fost implementată de pe zi pe alta, fără niciun fel de consultare, pur și simplu gata, aveți 30 de zile să vă găsiți un spațiu, nu poate fi considerat rezonabil.
Clădirile sunt încadrate în 4 clase de risc seismic, 1 fiind cele care se vor face una cu pământul în cazul unui cutremur puternic, iar 4 este pentru blocurile care nu vor fi foarte afectate. În capitală sunt 390 de blocuri cu bulină și alte aproape 500 de clădiri în grad de risc seismic 2. Multe dintre ele se află în centrul Bucureștiului, inclusiv pe Calea Victoriei. Realitatea bate cifrele. Numărul clădirilor cu risc seismic este mult mai mare și doar 3 șantiere pentru consolidare sunt deschise în acest moment. Cifrele nu ne ajută foarte mult. Putem găsi o serie de explicații. Una dintre explicații ar fi aceea că am avut un cadru legal extrem de rigid și inflexibil, cu foarte multe constrângeri administrative. În ultimii 30 de ani au fost consolidate 135 de clădiri în capitală. Înainte de a împlini 41 de ani, Bianca Drăgușanu ne-a acordat un interviu în exclusivitate în care ne-a vorbit despre relațiile ei. Diva a luat și o hotărâre, vrea să-și țină viața personală cât mai departe de ochii curioșilor. Eu sunt făcută din iubire și așa că tot ce înseamnă iubire mă definește. A căutat mereu dragostea adevărată, însă până acum nu a apărut în viața Biancăi Drăgușanu. O romantică incurabilă, diva nu a încetat niciodată însă să-și mențină speranța. Important e să fii lângă cine trebuie ca să fii fericit. Fericirea, în primul rând, înseamnă să fii sănătos. Și dacă ești sănătos, cred că poți să te bucuri de viață. E foarte simplă definiția fericirii din punctul meu de vedere. Relația ei cu Gabi Bădălău a avut parte de-a lungul timpului de suișuri și coborâșuri. Cei doi sunt împreună de 3 ani, iar presa îi vede ba împreună, ba despărțiți. Mie îmi plac oamenii loiali, oamenii devotați, oamenii sinceri, oamenii corecți, oamenii puternici. Ce nu ai face într-o relație? Ce nu aș face? Păi eu le-am făcut pe toate. Fiind un om foarte corect, nu aș trișa. Nu știu, probabil. Dar eu le-am făcut pe toate oricum, adică nu știu ce n-aș face. Călătorește mult, adoră să-și cumpere haine de firmă, dar totul trece pe locul 2 când vine vorba despre fiica ei, Sofia, pe care o are în urma căsniciei cu Victor Slav. Sofia este minunea din viața mea și sunt foarte fericită că există. Calitatea supremă, da, cred că sunt mamă și sunt o femeie puternică. Bianca o iubește și o răsfață constant pe fetița ei în vârstă de 8 ani. De altfel, Sofia i-a fost de curând de ajutor mămicii ei. Când am fost operată, copilul meu m-a pansat alături de domnul doctor și am fost foarte fericită că e curajoasă și că m-a susținut. Mora a zis, da, mami, sunt lângă tine, o să te faci frumoasă, o să te vindeci. Era acolo și m-a pansat și era totul ok. Cine vrea să admire cireșii japonezi înfloriți nu trebuie să parcurgă mii de kilometri până în patria lor. Este suficientă o plimbare pe malurile Begăi, în Timișoara, unde sute de cireși oferă un spectacol pe cinste în această perioadă. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă aștept diseară de la ora 18 la principalul jurnal al zilei. În zi bună vă doresc. Pe curând! Astăzi vom avea parte de temperaturi mai generoase față de cele normale pentru această perioadă din martie. Se încălzește ușor, cerul va fi temporar noros în vestul și sud-vestul țării, pe arii restrânse va ploua slab, iar în regiunile intracarpatice se va semnala ceață. Maximele zilei vor oscila între 10 și 18 grade. Iar acum să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia se anunță un cer mai mult noros. Temperaturile însă se mențin ridicate pentru această perioadă. Vor fi 13 grade în Târgoviște și 16 în Călăraș. Vreme plăcută vom avea și în Transilvania, dar pe parcursul zilei cerul va fi mai mult înnorat.
Temperaturile vor înregistra 13 grade în Brașov și 15 în Târgu Mureș. În Moldova, cerul va fi variabil, iar termometrele vor indica 14 grade în Galați și 13 grade în Piatra Neamț. Și în vestul țării, cerul va fi parțial înnorat, dar vor fi și perioade în care soarele își va face simțită prezența. Maximele ajung la 16 grade în Reșița și 18 în Timișoara. În Oltenia, trecător, își va face apariția și soarele. Mercurul din termometre va arăta 13 grade în Craiova și 14 în Drobeta. În Dobrogea cresc temperaturile, dar cerul va fi variabil noros. Valorile termice ajung la 10 grade în Constanța și 13 în Tulcea. În capitală, astăzi vremea va fi caldă. Cerul va fi variabil, mai mult noros, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă va fi de 15 grade. La noapte, cerul va fi variabil. Spre dimineață vor fi condiții de ceață. Vântul va sufla slab, iar temperatura minimă va fi de 1 grad. Luni, vremea se încălzește, dar cerul va fi predominant noros. Maxima urcă până la 14 grade. La munte, cerul va fi mai mult noros, dar temperaturile sunt mai ridicate față de cele specifice acestei perioade. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe crestele masivelor sudice, acolo unde la rafală vor atinge viteze de 70-90 km/h.